Anul 2019 a fost un an plin pentru reprezentanții Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului Brașov. Pe lângă sesizările făcute la sediul instituției, s-au primit un număr de 10.222 de reclamații. În decursul anului s-au aplicat 3.057 de amenzi în valoare totală de 13.242.000 de lei și 3.283 de avertismente. Comisarul șef al CRPC a spus că numărul mare de avertismente s-a înregistrat datorită faptului că se dorește concilierea și medierea pe calea amiabilă.